mă felicitați pe mine, trebuie să o felicitați pe ea, că eu n-am nicio legătură cu ce se întâmplă aici. Tot ce a realizat e numai munca ei. Nicio legătură? Absolut deloc. Nu o susțineți? Ba da, o susțin, din punct de vedere moral, dar restul e doar munca ei. Are o legătură cu sportul? Ar putea să aibă legătură, în cazul în care anumite domnișoare să ajungă să poarte astfel de ținute, probabil că or să dezvolte puțin mai mult bunul gust al anumitor sportivi. Înțeleg că în familia Stelea nu se încrucișează așa, știu, meseriile, în ghilimele, ca să zic așa, talentul. Ba da, bine, nu neapărat că suntem preocupați de ceea ce face unul și celălalt. Ne interesează în permanență de ce se întâmplă, dar cu anumite limite. Eu i-am spus și ei că din ce am văzut până acum, această colecție e cea care îmi place cel mai mult. În rest, nu vă pot despre ea, în general nu pot să vă spun decât că e foarte preocupată de tot ceea ce face și că își dorește ca lucrurile să iasă cât mai bine. Ce părere aveți despre această meserie de a fi creator de modă? Cum ați perceput la început, când a dat startul acestui business? Am avut încredere în ea pentru că o vedeam că își dorește foarte mult. Dar e o meserie destul de complicată, pentru că în momentul în care te apuci să faci așa ceva, să nu fie doar un moft, să fie și un lucru din care poți să scoți un beneficiu și să ai o anumită productivitate. Ori ea reușește să facă lucrul ăsta fără să cheltuie aiurea sau să arunce banii pe fereastră așa în van. Doar amândoi atingem stelele, doar amândoi rupem normele, doar amândoi facem rimele, amândoi. În ceea ce privește ținuta dumneavoastră vestimentară, se ocupă și ea, vă dă sfaturi? Nu mai dă sfaturi. De unele țin cont, de altele nu.